Oamenii legii au făcut noaptea trecută o razie pentru prevenirea și combaterea faptelor comise cu violență, activităților comerciale ilicite și altor fapte antisociale, precum și abaterilor la regimul circulației pe drumurile publice din județul Dolj. La acțiune au participat peste 200 de polițiști. Au fost instituite 47 de filtre rutiere, în cadrul cărora polițiștii dolgeni au verificat aproximativ 1000 de autovehicule, totodată fiind efectuate controle la aproximativ 170 de agenți economici. În cadrul raziei au fost legitimate peste 1300 de persoane, 147 dintre acestea fiind controlate sumar de arme albe. Polițiștii dolgeni au constatat 21 de infracțiuni în flagrant delict, 12 dintre acestea fiind la regimul circulației rutiere și restul infracțiuni de natură judiciară și economică. Ca urmare a abaterilor constatate au fost aplicate 239 de sancțiuni contravenționale, iar valoarea sancțiunilor aplicate de polițiști este de aproximativ 125.000 de lei, fiind totodată confiscate bunuri în valoare de 5.000 de lei. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice 13 permise de conducere, iar 6 certificate de înmatriculare au fost retrase.